Salut! Astăzi vreau să discutăm despre DEX Aggregators, adică agregatorii de DEX-uri. Un like și un subscribe mă ajută foarte mult. Vreau să vedem împreună care sunt cele mai tari DEX-uri pe partea aceasta de agregare. Acum, primul lucru, ce mama n e un agregator de DEX-uri. Puteți da și voi pe Google și ne uităm aici. Ei spun că, este, că is a type of cryptocurrency exchange that enables user to access liquidity across multiple decentralized exchanges DEX in a single platform. Și acum pe românește, aceste agregatoare de DEX-uri sunt uh, niște forme prin care se accesează liquiditatea de pe toate, adică de pe mai multe exchange-uri descentralizate într-o singură platformă prin urmare. Nu mai trebuie să te duci pe nu știu ce DEX, pe dex X, Y, Z. Există acești agregatori de dex care aia fac, se duc, caută și îți aduc lichiditatea de acolo. Acum, ce am mai făcut aici, că sunt eu curios, am dat numai de curiozitate, uite aici, Art Dex Aggregators Better Than Dexes, adică sunt mai buni agregatorii decât dexurile clasice și hai să vedem ce ar zice cineva. Dacă vrei să salvezi timp și de multe ori bani, cel mai bine este să folosești un agregator de DEX. Și acum scrie și despre care și așa mai departe. Și acum hai să trecem la treabă. Unde era, unde era, unde era. Uite aici. Cele mai mari agregatoare de dexuri, în prezent, la data filmării, sunt. Dacă vrei să mă susțineți... Oneinch, 1,5 miliarde de dolari volume într-o săptămână, Paraswap 438 de milioane de dolari tot într-o săptămână, One Inch Limit Order Protocol 437 de milioane, pe 4 Cow Protocol 389 de milioane, pe 5 0x API, API 344 de milioane, pe 6 Cyberswap 130 de milioane, pe 7 Token Loan 25 de milioane, mai avem Dodo 17,7 milioane yield yak yak, adică y nu la care bați voi 15,4 milioane Open Ocean 5,6 milioane și Lifi 1,5 milioane. Acum, ce cred eu, dar nu o las ca și sfat financiar, că per total ca și domeniu agregatorii de dex vor fi o piesă și o nișă foarte importantă în acest ciclu de cripto și mai ales în următorul ciclu de bull market. Acum, dacă stăm și ne uităm ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, în caz că ați ratat, Binance a introdus acest Wallet Web3. Această mișcare recentă a lor, prin care au lansat un portofel Web3, sugerează că toate bursele majore, în general spațiul cripto, se îndreaptă încet, dar sigur, în direcția de a-și transfera volumele de pe cexuri, adică de pe exchange-uri centralizate, vine de la Centralized Exchange, pe portofele Web3. Acum eu am mai susținut și știu ce am zis, că mă aștept și ca volumele să crească pe cexuri, adică pe Binance, pe Coinbase, pe KuCoin, pe care la Kraken și așa mai departe, pentru că o să intre foarte mulți user noi în spațiul cripto, în bull market, spre topuri, evident, și pentru ei, cei noi, va fi cel mai simplu să cumpere direct de pe Binance sau de pe Kraken și așa mai departe Coinbase, pentru că seamănă foarte mult cu platformele lor care ei poate sunt obișnuiți de, de pe care cumpără acțiuni, cum e Robinhood și așa mai departe. Și atunci să faci așa migrarea spre wallet-uri, spre Web3, un pic mai groaie pentru cei noi, dar cei care deja au intrat în spațiul crypto, ca mine, ca voi, Deja toate aceste chestii sunt destul de simple sau, hai să zicem, mai corect spus, deja suntem familiari cu un wallet, cum se transferă monede și așa mai departe. Atunci, punctul meu de vedere, vor crește, crește ambele domenii, și cexuri și DEX-uri. Și acum, această adoptare de portofele Web3, cum are Binance și cum o să mai apară și de la concurență, va continua să crească de acum încolo, pe măsură Evident ce vom vedea produse mai simple și mai ușor de utilizat, datorită inovațiilor tehnologice recente, sema, tehnologia evoluează, nu doarme. Și cea mai importantă evoluție ar fi aceasta, cum român română îi spune, abstractizarea conturilor. Agregatorii sunt integrați cu aceste portofele Web3 pentru a permite efectiv tranzacționarea între mai multe dexuri. Adică nu trebuie să mai fi pe dex X, dex Y și așa mai departe te duci pe un agregator care efectiv se duce și are în spate și caută lichiditate în toate dexurile. Sună incredibil în teorie. Acum, agregatorii care au rate mai bune, lichiditate și mai mult acces la perechi, unde sunt perechi de criptomonede, vor avea un avantaj competitiv față de restul. Acum, la ce mă mai gândesc eu? Dacă un agregator împarte și o parte din venituri, nu o să ține doar el tot nu și la cei care pariază, fac SOAP-uri pe token și așa mai departe, pot să creeze un sentiment pozitiv, inclusiv pentru prețul respectivelor agregatoare de dex Și pe termen lung, părerea mea de iară, vă zic încă o dată, nu luați ca și sfat financiar, eu zic că vom vedea poate agregatori care vor înregistra o creștere poate de 30 de ori, ai chiar 50 de ori a volumului Transacționat față de ce acum. Acum doar se încălzește ciorba cripto. O să frigă, o să ne ardă la limbă cât de curând. Mai durează un an maxim, stai să se rezolve și cu Fed și cu Halving și o să vedeți ce o să ne mai ardem când intrăm și ne uităm fiecare zi cum mai arată prețul monedelor. Și acum hai să le vedem împreună cei mai mari agregatori de dexuri. Primul este 1 inch. Este principalul agregator de dexuri cu un volum de tranzacționare săptămânal de peste, fiți pe fază, 2 miliarde de dolari. Și este folosit de peste 12.000 de utilizatori activi în fiecare zi. Acum, API-urile One Inch sunt utilizate în general de portofele Web3 de top, cum ar fi Metamask, Trust Wallet, și există și un token, OneInch, care este un token de guvernare. Și aici putem vedea cele mai importante integrări de pe OneInch. Avem cu Polygon, BNB Chain, Optimism, Arbitrum, Clayt, Aurora, Trust Wallet, Hobby Wallet, Mew, Exodus, Coinbase, Alpha Wallet. Ok, deci am făcut primul. Hai să vedem al doilea, Dex. Este Paraswap este al doilea agregator în funcție de veniturile lunare din taxe. Luna trecută, adică în octombrie, a obținut peste 244.000 de dolari din fiuri. Și acum Paraswap are integrări foarte importante cu niște aplicații și wallet-uri super tari, cum ar fi Metamask, Ledger, Ave, Enzyme, Core, Argent, Hai să vedem locul 3 cum arată. Dăm, 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 Ia uite-l. Văcuța. Cau. Cau Swap. Este un protocol și oferă o experiență de tranzacționare fără MEV. Acum, dacă ne știți ce e MEV, stați aproape de canalul meu și o să vedeți că în multe videouri o să mai tot zic și mai fac referiri este al treilea agregator de DEX după volumul săptămânal de tranzacționare și au înregistrat o creștere remarcabilă a volumului de tranzacționare și a veniturilor din protocol, înregistrând o creștere de peste 700% a veniturilor obținute în această lună. Mu, Dă da seama ce bine mervacile Poate merg bine că nu. Tauri, bull market. Ia gândiți-vă. Hai să vedem. Cybersop pe locul 4. Este tot așa un agregator care are un, să zic așa, volume de trading săptămânale de în jur de 130 de milioane de dolari. Are și un token KNK, vedeți aici. Și este un token de guvernanță și te ajută pe partea de staking și tot felul de discounturi pe partea de trading și să vedem locul 5 care ar fi ar fi rocket exchange Acum, din ce am mai citit și am mai amărit eu zic că este unul dintre cei mai capabili agregatori care așa este așa pe vală în ultima vreme realizează un volum de tranzacționare săptămânal de peste 11 milioane de dolari ce îmi place la RocketX, e cam parte veniturile cu deținătorii și de asemenea și arde o parte din fiuri pentru a controla inflația. Hmm? Cum sună? Seamănă cu multe criptomonede care au exact aceeași abordare. Ard fiuri ca să controleze supply ul ca să dea bine la retail, la investitori. Cam acesta ar fi update-ul la data filmării, pe cei mai tari. 5 agregator de dexuri. Dacă vă plac astfel de videouri, vreți să fiți informați cu tot ce înseamnă fundamente, adopție în spațiul cripto. Nu doar analiză tehnică, dacă nu cade, crește, dacă nu scade și așa mai departe. Iarna nu-i ca vara. Vă aștept pe canal. Vă mulțumesc. Pa!